Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou anunț aici, pentru că mulți m-ați întrebat același lucru și am zis să fac un anunț, să pun la punct tot. Da, deci mulți dintre voi mă întrebați, bă, Raule, de ce postezi așa de rar? Și eu am mai zis în videouri chestia asta, dar aparent oamenii nu se uită la video sau nu știu ce naiba faceți sau nu știu, vă uitați doar la video și închideți sunetul sau nu știu exact ce faceți, n-ați înțeles până acum, dar am zis să fac un video din nou, să vă zic tot ce se întâmplă, de ce postez așa de rar și chestia asta, pentru că mulți mă întreabă, bă, frate, ce se întâmplă, te lași de YouTube, de ce nu mai postezi așa de des de alea? În primul rând, școala, mă încurcă cel mai mult, de aia nu pot să postez, pentru că eu vin la ora 3 acasă, după aia mă culc pe la 2 noaptea, 1 și nu știu cât de normal e chestia asta, nu știu cât de normal e să dormi 4 ore, 5 ore pe noapte, dar e ok, mă rog. După aia vin obosit de la școală, mă culc, mai am treabă, teme și de-astea și seara nu mai apuc să filmez, frate, că după atâtea teme și de-astea doar de filmat nu mai e chef, mai ales că intri într-un meci de CS frumos, te bucur, câștigi 2-3 runde, după ce se activează hack-ul, ai pierdut meciul și gata. Și eu vreau un episod de CS sau de alt joc să iasă ca lumea, frate, să câștigăm meciul, să fac kill-uri ca lumea și de-alea, că așa ce, pun doar cu mor meciul sau chestii de-astea, și oricum, cam de asta nu postez, dar din 27 noiembrie, adică eu am un strike, mai să o iau de la început. Deci eu în momentul ăsta am un strike pe un video din 2013. Și de aia nu pot să fac live-uri, că făceam live-uri, dar nu pot să fac live-uri că am un strike pe un video din 2013. Și în 27 noiembrie, luna asta, îmi expiră strike-ul, frate. Și de atunci o să începem în forță live-uri în fiecare zi. Și nu cred că, nu știu dacă o să fac episoade mult mai rar. O să fac oricum live-uri zilnice, bă. Și aș vrea să-mi scrieți în comentarii, în primul rând, cu ce jocuri să fac live-uri. Și în al doilea rând, un program ceva de live-uri, nu știu la ce oră veniți voi de la școală sau nu știu cum să fac live-urile, să vă uitați și voi, frate, să... Mă gândeam să le fac seara pe la 7-8 live-urile, că atunci toată lumea e acasă, toată lumea și-a terminat temele, toată lumea e liberă, că așa pe la 4 dacă fac live-urile, poate lumea are treabă și chestia asta, dar oricum mă gândeam seara să le fac. Dar nu știu, scrieți-mi în comentarii, frate, cam când ați vrea să vedeți live-uri pe canal. Bine, până atunci o să postez episoade și probabil o să le postez tot la fel de rar, adică o dată la 2-3 zile o să postez. Dar oricum, după aia când întrece strike-ul, frate, postăm, facem live-uri zilnice, mă rog, postăm, o să facem live-uri mai mult zilnice, mai ales că vreau să-mi iau și placa video nouă, vreau să-mi iau un RTX 2080 sau un 1080 Ti, văd, oricum mă mai gândesc, văd cum sunt prețurile și astea, mă rog, știu cum sunt prețurile, să văd dacă mai scad. Și oricum, sper că până pe 27 să pot să-mi cumpăr placa și atunci, frate, băgăm live-uri zilnice, mă rog, zilnice. O să vedem o dată la două zile, o dată o să fie în fiecare zi, vedem oricum cum îmi permite și mie timpul și chestii de astea. În weekend mă gândeam să facem live de vreo 2 ore, 3 ore și în timpul săptămânii de vreo oră, o jumate sau vedem, poate mai mult. Oricum, fraților, scrieți în comentarii ce jocuri ați vrea să vedeți în live-uri. Și cam la ce oră ați vrea să fac live-urile? Sau probabil o să fac un straupul, nu știu, vedeți și voi dacă e un straupul în descriere sau ceva și sau votați în comentarii. Bă, fraților, oricum, nu uitați să votați, să dați și un like la acestui video, să dați un subscribe la canal și noi ne vedem data viitoare. Salut!